Bună ziua! Am venit la Piața Artizante să-l cunoaștem pe Mihai Bucur. Bună ziua! Care este artizanul lăptăriei lui Bucur. Da, se poate spune așa. Mă bucur că ne cunoaștem. Îmi plac mult soiurile de brânză pe care le-ați adus. Și haideți să ne povestiți un pic despre ce înseamnă lăptăria lui Bucur. Este un loc unde noi am încercat să facem o selecție de brânzeturi cât mai deosebite și calitative. În primul rând, calitative, sănătoase, de la producători care lucrează corect, nu industrial, nu umplute cu tot ce nu trebuie. Înțeles, naturale așa. Sunt. Cât mai naturale posibil. De când sunteți pe piață? Este un domeniu nou de activitate pentru noi. Am deschis o dată cu piața, practic, dar este un proiect pe care îl avem în plan de mai mult timp. Noi suntem deja în domeniul Horeca, pe partea de industrie alimentară, în mai multe domenii și a venit cumva o progresie naturală. Ne aveam în gând un soi de băcănie de partea asta de brânzeturi și chestii mai deosebite pe care nu le găsim neapărat în mod uzual. Nu sunt neapărat niște lucruri pe care le găsești în supermarket. Cumva noi am sesizat oportunitatea acestei afaceri prin nevoile noastre. Mă, de unde pot să iau și eu niște brânză bună, dar care sunt fie sănătoasă, naturală, naturală, de la producători locali și așa mai departe. E foarte bine, sunt mulți producători locali care merg la târguri, de exemplu, dar trebuie să umbli pe la târguri, în weekend-uri și așa mai departe. Nu e ceva accesibil tot timpul. Uite, aș vrea să... Mi-a plăcut foarte mult brânza de burduf pe care am mâncat-o la târgul de la Bran, să zicem, la Răvășitul Oilor. Și nu o găsești, cel puțin în Ploiești, nu o găsești... Nu de... e la îndemână, da. Așa este. Așa nu e... Este. Nu pot să o iei, azi e marți, am chef să fac o mămăligă cu burduf de la Bran. Trebuie să mă duc la Bran. Da, corect. Și cum știm, traficul nu e recomandabil. Da. De ce Piața Artizante? Ne-a plăcut foarte mult conceptul. Ne-a plăcut foarte mult ideea asta de o piață un pic diferită, unde se întâmplă și evenimente, în timp ce ținem la un standard de imagine, de curățenie, totul este mult mai aranjat decât într-o piață uzuală, sau cum suntem noi obișnuiți cu piețele din Ploiești, care nu arată tocmai... Văd că v-ați specializat pe sortimente de brânză mai speciale. Ce fel de brânză produceți? Păi, avem și brânzeturi internaționale, dar am descoperit foarte mult și în căutările noastre pentru produse cât mai naturale, am descoperit foarte mulți producători din România care fac lucruri foarte deosebite. De exemplu, avem niște o gamă de brânze de burduf cu diverse umpluturi, cum ar fi chimen, nucă. Avem niște brânzeturi din harghita, o brânză maturată de vacă, cu ceapă verde la interior, cu mărar, cu chili. Sunt niște specialități de acolo, din zona respectivă. Și care este preferata celor care, din ce ați observat așa? Ce spun oamenii? Lumea văd că este foarte fan burduf. Burduful cu nucă, de exemplu, este o chestie pe care n-am burduf întâlnit. Burduf cu nucă? Da. Oh. Nuci în interior, este o combinație foarte bună și văd că prinde foarte bine. Lumea chiar începe să vină... Uite, am auzit că aveți un burduf cu nucă foarte bun. Vreau să văd cum e, că n-am mai auzit de așa ceva. Sau brânza aceea cu ceapă de la Harghita, tot așa. Este o chestie deosebită. Văd că aveți și chimen. Cu ce este? Tot cu burduf? Tot cu burduf este aceea. Sau mai avem, de exemplu, avem un cașcaval cu trufe, făcut tot aici în România, cu trufele din România. Nu le exportăm italienilor să facă ei brânza cu trufe, o facem noi. Asta e o veste bună. Asta da. Chiar este o veste bună. Deci, practic, furnizorii dumneavoastră sunt producătorii locali. Exact. Din toată țara, pe care îi aduceți la... În buza Ploieștiului, să spunem așa. Exact. Asta încercăm să facem, dar avem și producători din Prahova. De exemplu, avem o fermă din Balta Doamnei de capre.
unde domnul Cojocaru de la fermă face niște brânzeturi foarte, foarte deosebite. Adică face un pecorino din lapte de capră, face chèvre din acelea franțuzești cu ierburi de Provence, cu mirodenii sau chiar maturate, să duc un pic spre un camembert. Sunt lucruri pe care efectiv nu știi că se întâmplă la 30 de km de Ploiești. Exact, exact. Deci cel puțin burduful cu, cu nucă, cu trufe, brânză cu trufe la noi. Spuneți-ne ce oferiți deosebit clienților care vor o brânză bună. Și nu știu ce să aleagă. Vor o brânză bună, dar... Avem o soluție foarte bună pentru chestia asta. Noi facem niște platouri aici, care se pot lua acasă, exact așa cum se vede. Platoul iei cu totul acasă, cu totul, cu platoul în sine. Pe care noi facem o selecție din cele mai bune brânzeturi ale noastre. Aici poți să și optezi, mă, aș vrea brânza asta, 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 sau îl iei așa cum îl gândim noi, cu ce considerăm că se potrivește mai bine. Și se poate după ce un client gustă platoul și să zicem că are o preferință, două, trei, să-și compună singur platoul după? Bineînțeles, bineînțeles. Noi, adică, avem toate... De exemplu, comanda următoare vreau să fie doar brânză cu nucă, brânză cu chimentele mea, deci se poate... Da, absolut orice fel de personalizare. Da, este într-adevăr un lucru nou și în mod sigur va atrage clar, pentru că pe piața din Prahova mai rar găsim oferte de genul ăsta. Da. Bun. Păi, ce să vă spun? Mulțumim mult de tot. Ne-a făcut plăcere. Succes în continuare și sper să aduceți cât mai multe sortimente aproape de Ploiești. Mulțumim. Și să ne vedem și cu altă ocazie. Mulțumim și vă așteptăm cu mare drag aici la Piața Artizante. Mulțumim frumos.